cu domnul Pleșoianu. Simt nevoie așa de Pleșoianu în viața noastră. Hai să vedem. Un poate pic de Pleșoianu, dar nu, așa. Nu mult Pleșoianu. Un pic, un pic, un pic. Foarte puțin. Un pic de mov. Hai să vedem, vorbim cu domnul Pleșoianu, să vedem cine a pus numele. Asta ne interesează. Pe noi nu, da, da, nu ne băgăm noi cu... Nu, uite, domnule, pahonțul, fără zicem pahonțul. Că e normal că s-a făcut această comisie, dar întrebarea noastră e de ce așa un nume complicat. Asta. Și cu virgula pusă prost? Și cu virgula. Adică, hai să vedem. Sunăm la domnul Pleșoianu. Nu poate răspunde. E jurnalist? Am o rugăminte, Alex. Zici că e de la, suntem de la Antena 3. Păi da, că nu ar fi numit. Zici că sunt domnul Răzvan Dumitrescu sau ceva. Hai că sunăm. Hai să... Domnul Pleșoianu. Sunăm la domnul Pleșoianu, să vedem dacă răspunde. Noi am mai vorbit toată cu el la telefon și a reținut poate numărul. Și poate că tocmai de aceea va răspunde. Ah, băieții de la B1, hai să vorbim cu ei. Sigur, mai are un punct de vedere echilibrat. Da. Bun, după aia vreau să discutăm un pic și despre chestiunea aceasta cu, cu cine? Anunțul emoționant făcut aseară de domnul Victor Ponta. Nu răspunde domnul Pleșoianu. Nu, e în comisie. E la comisie. Pe pahon. E cu pahon. Nu mai, nu mai de la telefon. Închide-i telefonul. Închide-i telefonul, nu avem ce discuta. Da. Bun, hai că avem ceva frumos. Victor Ponta a fost la televizor. Stai, stai, da? Nu citi. Că dai toate vorbele în grai. Ia. Păi cum, păi cum să scape? Ce credea, domne, că scapă? Credea domnul Butunoi că scapă de noi. A, domnul Butunoi, corect. Domnul Butunoi. Știi cine este domnul Butunoi? Nu știi cine este domnul Butunoi. Mamă, domnul Butunoi. Deci nu aveți de ce să știi cine este domnul Butunoi, dacă nu sunteți din Tecuci. Domnul Butunoi, care a fost viceprimar în Galați, dacă nu mă înșel, este senator de vreo două legislaturi. Acum, pentru că a fost așa, n-a fost foarte important în Parlamentul României, s-au gândit cei de la PSD să-l crească puțin. Și l-au pus președintele unei comisii intitulate... L-au făcut președinte de comisie. Da? Este președintele Comisiei Parlamentare de Anchetă a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea activității directorului Serviciului de Protecție și Pază, domnul Pahonțul Lucian Silvan, și a modului în care este posibil ca acesta să fie implicat instituția în activități care exced cadrul legal de funcționare. El e șeful acestei comisii. Domnul Butunoi. Ia să-l arătăm pe domnul Butunoi. Să-l dăm, poate-l vedeți pe o stradă, să-l bateți pe umeri, să-i ziceți, suntem alături de dumneavoastră. Domnul președinte al Comisiei Parlamentare de Anchetă a Senatului și așa. El este. Aici e într-o poză puțin mai veche. Că mă înțeleg că domnul Butunoi... Problema domnului Butunoi nu e poza. Problema domnului Butunoi e că nu-l putem localiza. Am încercat să-l sunăm, numărul e nealocat. Ne-am gândit să-l sunăm pe telefonul fix de acasă, dar e o altă problemă. Că i-au luat casa. I-au scos-o la licitație, că dânsul am înțeles că are o datorie mică de tot, 500.000 de euro grosso modo, da. Pentru că firmele sale n-au mai fost rentabile, pentru că înțeleg că nu prea se mai cumpără borduri. Deci, el are o funcție, are o firmă, mă rog, e, nu știu, e a lui sau e doar... Nu, e a lui, dar plătește el datorii. Nu, da, poate e acționar. Are o firmă care pune, practic, borduri în Tecuci acolo și nu se mai cere. Deci au terminat, au pus borduri peste tot și... N-am unde să le mai pun! Și acum a dat faliment și au luat casa omului, politicianul are datorii imense, nu știu. Și problema e următoare, problema este că, practic, familia lui a rămas pe drumuri. Ideea este că articolul se încheie favorabil în sensul că, părinții lui au o casă chiar în zonă și poate că și oamenii poate să mai stea acolo. Se mută acolo. Poți să stai, dacă au mai multe camere, nu e asta o problemă. Băi, nu mai plânge la mormânt străin că domnul... Eu uita și pe Bacalbașa în spate. Păi poate să stea la domnul Bacalbașa acasă. În Galați. Să stea la domnul Bacalbașa în garaj, am înțeles prima dată, dar toți sunt Galați. Dom'le, nu e niciun fel de problemă, stați liniștit. Niciodată să nu plângeți de mila unui parlamentar care ajunge boschetar sau homeless, în limba engleză. Că știi că s-au tradus legile justiției, traducem și noi termeni. Da. Primesc bani pentru cazare, aproximativ 1000 de euro pe lună, doar ca să aibă unde să lășlui. De 1000 de euro au ce să-și ia slava Domnului, pot să stea fie la hotel, îi spală, îi calcă hotelul, fie pot sta într-o chirie deci ultra poate, decentă de 1000 de euro. Soluții, da. Nu le plângeți de milă. Nu le plângem de milă, nu-i plângem deloc. Oricum, mi se pare un om, mi se pare un om cinstit. Abia așteptam să văd și eu un parlamentar sau un om politic falit. Bă, n-are bani. Păi stai că nu știm ce se întâmplă. Stai că nu știm ce se întâmplă. În fine, Victor Ponta, vă spuneam, a apărut el la televizor și cum a apărut el la televizor așa, a fost întrebat în legătură cu prezidențiale. Are un partid pro-România, se numește, încearcă să-l bage, să-l fixeze pe unde să-l poate. Să-l tot scoată, să-l împinge de la spate. Are și niște dosare, are și niște partide, are tot ce-ți vă doriți. Dar cum crezi că sună Victor Ponta? Bună ziua, bună ziua, Victor. Am și eu un partid pro-România, nu știu dacă ți-a auzit. Da. N-ați vrea să vi-l prezint, să vi-l arăt, să e micuț, e, nu deranjează pe nimeni, nu face în casă, adică e foarte ok, sunt doar eu. Cine mai împarte? Eu, Daniel Constantin, mai un mine, care a fost ministru la mine, adică nu e nimeni. Nu e nimeni acolo. Da.
Țară mică, câteva mese, practic. Sunt trei oameni în partid. În partid sunt trei oameni. Dintre ăștia trei oameni, el a zis așa, voi candida la prezidențial. A anunțat domnul Victor Ponta. A fost bătare strâns acolo. Ori el, ori Daniel Constantin. Care merge la prezidențial. Dar nu acum. Zice, du-te tu, Ponta, că ai mai pierdut. Din 2024, odată. Zice, voi candida la prezidențial. În 2024. Păi de ce? Păi așa s-a hotărât domnul Ponta. Și acum? Acum pe cine trimiteți, domnule, la prezidenție? Păi 2019 cine? Era interesantă revenirea lui în calitate de candidat. Nu mai făcea pe stadionul, pe Arena Națională lansarea. Cred că o făcea pe unde ăsta, pe un ceva teren, mai, ceva teren mai, de divizia onoare. Hai să facem ceva mai intim, de exemplu, avea domnul Dragnea un stadion... Nu. Știi, pe un izlaz, pe un izlaz unde joacă copiii fotbal. Acolo putea strânge 5-6 oameni. Păi când s-a lansat Partidul Pro-România, să-ți povestesc, au fost mai mulți jurnaliști decât membrii de partid. Deci au venit cei 8 membri de partid, între timp și-au mai dat demisia dintre ei. Da. Și au venit 10 jurnaliști prostiți de faptul că, domnule, o fi cu Victor Ponta, o fi adus și el rude, ceva, prieteni. Și erau așa, o masă, o mare, domne, ca Marea Moartă, mare de jurnaliști și 5-6 politicieni și ăia jenați. Dacă îi întreba individual, spunea, am venit în calitate de prieten, nu sunt membru de partid. Și ăla era vicepreședinte, secretar general. Nu că eu nu fac parte din acest partid, am venit pentru că oricum eram în zonă, m-a rugat Victor. Nu era nimeni în partidul ăla. Ministrul Teodorovici. Apare astăzi celălalt Victor Ponta, ministrul Teodorovici. Celălalt Victor Ponta. Apare astăzi la televizor și zice niște lucruri cu tare iară, nu știu ce, dintre care aș remarca chestia asta. Deci anunță curățarea sistemului public. Angajații care doar plimbă hârtii trebuie să plece. Zice domnul Teodorovici, drastic, practic, au o declarație drastică. Sistemul public din 89 până în prezent. Și ascultând această declarație emoționantă, vă zic așa, mai cu manta un pic, domnul Teodorovici, ce este acela un document? Dacă mă gândesc că poate discutați pe acasă chestia. Ce e acela un document? Aveți pe cineva care poate știe ce e acela un document? Că în momentul când se plimbă până diferite instituții, diferite hârtii, mă gândesc că poate, nu știu, poate niște documente și poate nu știți ce sunt alea documente. Dacă înțelegeți ce nu. Nu, domnule, nu așa. Am dat-o mai cu manta așa un pic. Ai dat-o mai cu manta, ai dat-o greșit. Hai să stăm cum se dă. Zitu. Domnule, înainte să curățați ministerul de funcționari inutili, nu să știți cum se curăță șinele de tramvai? Asta trebuie. Apropo de curățenie. Întrebată. Asta apropo de curățenie. Da, interesant e că această declarație zice așa, a declarat că instituțiile publice trebuie să funcționeze la fel ca cele private. Asta a fost decizia declarația fabuloasă a domnului Teodorovici. Adică să ia patronul bani. Păi nu, dar mi se pare că deja se întâmplă, domnule, instituțiile publice funcționează ca și când ar fi private. Da, nu spune că vă purtați ca pe moșia voastră? Exact. Adică sunt niște SRL-uri. Aveți CEO, este domnul Dragnea CEO acolo, deci practic care e problema? Adică nu asta se întâmplă în acest moment? Ce vreți să schimbați? Nu, așa se pretrec lucrurile. Adică nu înțeleg care e schimbarea, care ar fi schimbarea. Să dăm și o veste pozitivă, poate încercăm să dăm și de domnul șeful de la PNL, domnul Ludovic, cum îl chema pe vremuri, Ludovic Orban, și-a luat un consilier tare de tot. Păi și ce treabă? Și-a luat un consilier care de ăsta, culturist. Foarte bine. El o fi întrebat, intenția lui o fi fost pozitivă. Bă, hai să ne luăm și pe cineva de cultură. Și atunci ăștia... De cultură musculară. Și apoi ăștia i-au dat un culturist. Vreți un culturist? Aș vrea, da, un culturist ar fi binevenit. Așa, pe cine a luat? Uite-l, pe omul acesta cu mușchi și cu două doamne acolo și chiar nu știu dacă avem și poza cu pantofi, ci că se și încalță foarte bine. Tu fii un om care se îmbracă foarte bine. Practic așa era pe B1.ro, lovitură de imagine a domnului Victor Orban și a dat acest consilier. Ia uite. Ludovic Orban. Cum ai zis? Victor Orban. Victor Orban. Ai rămas cu Victor Ponta și Ludovic Orban, ți-a ieșit Victor Orban. Mi-a ieșit foarte rău. Victor Orban. Mai rău, dar nu putea să-ți iasă. Da, Victor Orban. Victor Orban. Și cu ce îl consiliază? Nu știu, probabil ai văzut. Eu nu vreau să mai vorbesc cu Ludovic Orban. Deci eu nu vreau să vorbesc. Nu sunăm, domnule, pe Ludovic Orban. Poate ar fi nu vreau eu să-l sun, profesional așa, să-l sunăm. Profesionist, să-l sunăm pe Ludovic Orban, să-l întrebăm, domnule, este că el dar nu vreau slab. Să mai vorbesc cu el. El e slab, mi se pare că exact ce-i trebuia, foarte bună ideea asta, pentru că este un politician foarte slab. E nevoie de un culturist, să pună un pic pe el. E așa nevoie că de un om politic la PNL. Fostul președinte al Federației de Culturism este acest om. Deci ca între președinți. Băi, vorbim de... Mă, tu cum conduci ai Federația aia? Că uite, eu tot încerc să conduc partidul ăsta și nu reușesc. Nu-mi iese de nicio culoare. Că tu ai fost președinte, știi? Și a zis, cu bătaia.
Cu bătaia, bătaia păi. Păi da, da, pe cine să bat eu partidul ăsta? Că uite-te și tu puțin. Nu, da, eu cred că mai e și o altă... Cred că s-a mai gândit la ceva domnul Ludovic Orban. Zice, bă, nu cred că s-a gândit la nimic. Sunt niște greutăți aici, avem atâtea greutăți aici în partid și s-au gândit, bă, hai să luăm un culturist, hai să luăm pe șeful de... Luăm consilier aici, vezi câte greutăți avem aici în partidul ăsta? Mi se pare o decizie tare de tot luată. Vezi cum se plânge el în consiliu acolo, în ce mai au ăștia, delegație partidul? Da. Nu mai au delegație permanentă, aia a rămas la alte. Nu știu, au ei un for de conge, nu ne interesează la PNL. Da. Birou politic. Da. Mi-e foarte greu, oameni buni, mi-e foarte greu. E greu să fii președinte. Luați-vă pe cineva mai puternic. Luați-vă poate un culturist. Eu nu sunt un om politic puternic? Ba da, domnul Orban, cel mai puternic. Cel mai om politic puternic sunteți. Da. Ludovic Orban. Da, după... Hai să luăm pauză, după ca să ne două, trei minute după de, Ludovic Orban. Da, după 2-3 minute de pauză, vom sta de vorbă cu Iulia Albu, în sensul în care am văzut că președintele Franței, domnul Macron, a plecat de la un indagrat ăsta a avut. Aveau ei târgul lor. Aveau un târg al lor și a plecat acasă cu o găină. Ca să înțelegeți dumneavoastră că se întâmplă și la case mai mari, că noi aici râdem de ai noștri, dar când ai lor fac chestia asta ne uităm admirativ. Păi când da, ai da. Noștri fac un lucru de genul acesta ne uităm așa depreciativ, domnule, ironic, nu știu ce. Diferența e că despre domnul Macron știam încă de la bun început că pornește de la prezumția că găina bătrână face ciorba foarte bună. Da. Deci, dânsul, după principiul ăsta, s-a ghidat în viața, să ne ghidăm spre pauză puțin. 2-3 minute și ne întoarcem cu Iulia Albu. Da, bună România, ne-am întors în direct, așa cum vă spuneam un pic înainte de publicitate. Domnul Macron, că nu ne tragem de șireturi cu el, domnul Macron s-a întors cu o găină de la Târgu Fermierilor francezi și practic îi stătea și bine, adică părea o chestie elegantă, nu părea o chestie forțată. Părea o chestie cu stil aproape. Și, tot ce fac francezii pare că e o chestie. Da, era ceva franțuzesc așa. Și nu facem noi o chestie, avem senzația, mă, nu merge, mă, nu merge. Dacă îmi pune mâna francezul, uite mă, je suis très bien, parce que il y a... Quelque chose. Hai să-l vedem, să vedem imagine, după care vorbim chiar cu Iulia Albu. La mă sunt greșeasă, poate că le-am făcut de bani. Poate să-l păși directul. Oui. Voilà. J'ai une poule, ça vous prend autant du matin. Eh ben, je le prends parce qu'aujourd'hui c'est le ministère de l'Intérieur qui m'est fourni. C'est poule, c'est vrai? Da, imagini controversate cu președintele Franței, cu domnul Macron și luăm la telefon, luăm prin telefon iară pe Iulia Albu, care este și ala, de asemenea, destul de controversată. Bună seara, Iulia, ne auzi? Bună seara, Radu. Da, vă aud. Nu știu dacă ești în fața unui televizor. Sau. Nu sunt în fața unui televizor, dar știu despre ce este vorba. Că am fi vrut să te întrebăm în deschiderea discuției noastre dacă ți se pare în regulă cum ne-am îmbrăcat, mă rog, cum ne-am costumat, ca să zicem așa. Ei, ce crezi, data asta o să scad pe sub radar, așa că nu... Din păcate nu sunt în fața unui televizor, filmez pentru un proiect, dar îmi face oricând plăcere să stau de vorbă cu voi. Da, Iulia, uite, dădusem acest material cu domnul Macron și cu găina și mi-am adus aminte că noi am tratat oarecum cu superficialitate în momentul în care ai apărut tu cu așa ceva. Acum vezi că până la urmă ți-a venit să-ți dăm dreptate într-un fel. Mi se pare că oricum timpul de emisie care s-a alocat găinii mele a fost mai mult decât s-a alocat pentru discuții politice la vremea respectivă. Practic pe orice canal schimbam era ceva despre mine și găina mea. Ceea ce este oarecum surprinzător, pentru că românul știe cum arată o găină, cu toții au văzut măcar la țară. Da. Dar ce să zic, probabil că fiindcă am purtat-o eu, a da. Devenit așa celebră. Probabil că interesant era că era pentru prima dată o găină la oraș, practic era o găină de oraș, ca să zicem așa. Și plus că politicienii ne plictisiseră cu găinării. Da. Deci deși rămâneam așa la același câmp da, semantic. Da, mi-a plăcut foarte mult. Da, era o schimbare da. Totuși, dar dacă am vorbit puțin despre politică, să mai facem un pas. Că tu ești practic în juriu de la Bravo ai stil și dacă tot suntem în zona asta, aș vrea să te întreb dacă ai văzut, ai apucat să vezi niște imagini cu doamna premier. Am văzut, am și comentat-o în cadrul late night show-ului Wow Biz, unde am o rubrică săptămânală, Verdictile Albu. Și cum ți s-a părut? Am comentat-o. Da, cum s-a părut? Unele ținute mi s-au părut ok, altele puțin exagerate. Doamnei îi place foarte mult să îmbrace în Dior.
deci vorbim de un nivel în sus, dar este cu siguranță clar că ar putea îmbunătăți stylingul pe care îl propune. Coafura, Iulia Albu, cum ți s-a părut? Era sigură că mă întreba de chestia asta. Păi e determinantă, mi se pare determinantă pentru personalitatea domniei sale. Știți ce este foarte interesant? Dacă ne gândim foarte mult la coafura pe care o avea Ana Maria Prodan, de exemplu, haideți să jignim. Cât de jos coborâi standardele? Stai puțin, de ce se pare că am jignit? Ana Maria Prodan este impresar, nu mi se pare nimic. Da. Nu, n-am jignit absolut deloc. A fost o coafură iarăși foarte controversată, dar care a fost coafura ei semnătură o perioadă foarte lungă și nu aș putea spune că îi venea rău. Dar sigur că era o coafură care era neobișnuită pentru cei din jur. Acum, sincer, nu se poate coafa toată lumea în niște standarde. Și nici nu este de dorit. Mi se pare că este foarte ușor să ridiculizezi anumite lucruri doar pentru că nu-ți plac și mi se pare că România ar trebui să fie puțin critici. Bine, să fii mai tolerant. Deci ție ți-a părut practic, Iulia, ca să concluzionez, o coafură extravagantă. Ți-a părut că a venit ca o extravagantă pare, cu acea mie chestie. Mie mi se pare că, în general, oamenii cataloguează lucrurile pe care le văd ieșite din comun ca ciudate și urâte. Păi dar nu era ieșite din comun, Iulia. Mi se părea că era chiar o coafură banală. Adică părea așa, o coafură de cucoană. Eu, Bubaiu, că ție nu ți-ar sta atât de bine cu ea. Păi, asta sunt speculații și nu vreau să intrăm. Dar nu Răzvan să-i stă bine. Da, eu aș fi desăvârșit așa. Asta e lucru care îmi lipsește. Dar în politica românească avem așa vreo femeie care știe să, nu știu, să-și vândă imaginea cum trebuie, din toate punctele siguranță, de vedere. Siguranță Raluca Turcanu și Elena Udrea. Deci cele două exemple. Da. Și Elena Udrea, da. Interesantă asociere. Asta era curiozitatea. Da, Iulia Albu, mulțumim tare pentru intervenție. Vezi că s-a făcut dreptate până la urmă. Vă salută și cocoșul meu, care este cu mine, pentru că filmăm. Cocoșul Galic, bănuiesc, nu? Da. Sau? Bine că nu ne salută cocoșul doamnei Udrea. Da, de acolo, doamne. Nu știu, nu-l cunosc. Nu cunoaște. Bine, mulțumim Iulia Albu. Mulțumesc eu, vă pup. Vă stă de vorbă. Băi, o plăcere. Mai destine un pic atmosfera, pentru că uite-te și tu ce se întâmplă aici, în țara asta, cu zăpada și cu codul portocală. Tu erai un pic critic la adresa doamnei Raluca Turcan. Din potriva, am revenit la gânduri mai bune. Ar trebui să o reevaluezi despre doamna Udrea, în schimb știam cu toții că... Am revenit la gânduri mai bune. Imaginea cum trebuie. Ce mi s-a părut interesant, în primul rând, constatativ vorbind, hai să remarcăm faptul că se circulă bine în București. Să constatăm și lucruri pozitive care se petrec în viețile noastre. Nu știu să constat dacă mai ninge sau nu. Denis nu prea mai ninge, dar... Denis nu prea mai ninge. Denis. Așa? Denis. Denis nu prea mai ninge. Dar ideea este că, într-un fel, s-a rezolvat circulația în București. A fost destul de fluentă să constatăm chestia asta. În schimb, în Arad. În Arad mari probleme. În Arad? Ce în Arad mari Arad? Probleme. Firma responsabilă de dezăpezire în municipiul Arad, amendată de poliție, pentru că nu și-a făcut treaba. Zeci de tamponări au avut loc în câteva ore. Vă dați seama dacă în Arad au existat tamponări. De ce s-au tamponat? Te-ai fi așteptat în București să fie mai mult, dar în fine, ideea este că... E un trafic în Arad, Radu, nu mai ridiculiza, ți-a spus Iulia Albu, nu mai ridiculiza atunci când nu cunoști. Nu, dar... Traficul e infernal în Arad, adică dacă ies toate cele trei mașini pe șosea, nu știu ce se poate întâmpla. E jale. Ideea este că mi-a plăcut această inițiativă, pentru că avem de-a face cu aceste firme de dezăpăziri, care, până la urmă, nu au avut mare treabă în anul acesta. Da, anul trecut, de fapt, nu au avut treabă absolut deloc. Trecut... La finalul anului trecut n-au prea avut treabă. Poate n-ar arăt să finiți puțin, dar oricum nu la proporțiile la care s-ar fi așteptat toată lumea. Banii, în schimb, pentru firme de dezăpăzire au fost exact la proporții. Păi nu, dar pe ei nu interesează. Da. Ninge, nu ninge, banii ții ei. Da. Deci asta este ingineria unei firme de dezăpezire. De-aia e frumos să ai o firmă de dezăpezire. Pentru că tu spui în felul următor. Mie îmi plătești mașinile și resursa umană blocată. Acum, dacă îți ninge ție sau nu-ți ninge ție, nu este problema asta mea. Asta e problema ta. Da. Fă să ningă. Fă să ningă dacă vrei. Da. Eu stau degeaba. Fă doina. Am auto-utilitarele trase pe dreapta. După tine stau. După tine și după condițiile meteo. Și i-au amendat pe acești oameni pentru că, deși a nins de această dată, n-au sesizat anisoarea. Nu știu unde se uitau. La câteva ore de la începerea unei ninsori, zice articolul, anisori abundente, nu s-ar fi intervenit suficient, iar circulația a fost îngreunată de polei. Ce interesant este că au fost amendate și că s-a intervenit. Adică, într-un fel, există și această chestiune. Băi, hai să și rezolvăm dacă se petrec lucrurile în neregulă. Ce adică, frumos, așa cum îi plătim, hai să și amendăm. Ce e frumos e că primăria s-a lăudat într-o primă fază cu intervenția. Da. Deci a spus în felul următor, primăria a anunțat luni seara operatorul de
Salubritate, responsabil cu punerea în aplicare a programului de dezăpezire a orașului, SCRER Ecologic Service Oradea, da, acționează în mai multe zone. În mai multe zone, nu știu de care, zone zoster, poate, pentru că era carosabilul, cum zicea ProTV, șoseaua era necurată. Hai să, da. Dacă avem imagine, dacă aveți, șoseaua necurată. Dacă aveți imagine. Deci este cu știrea ProTV. Știrea ProTV care a făcut furori. Pentru că furori. Dacă e iadul alb, oameni buni, de nu-i ce fire să existe șoseaua necurată? De ce n-ar fi și șosele necurate? Doamne, cât de frumos este formulată această știre. Tipul. Da. Șoseaua necurată. Era naibii șoseaua asta. Bă, era șoseaua necurată, ți era și frică să intri. Noaptea cel puțin era după șoseaua necurată. Șoseaua necurată. Da. Dar asta este, ce să faci? Și pentru, că, și pentru că s-a vorbit într-un fel de intervenția, s-a tot discutat despre intervenția pe probe, de fabricarea de probe, pe intervenția video. Că, domne, zicea doamna Chioveși, vă pot face eu un video în care să vorbiți, să ziceți invers decât ați spus. Să ne facă și nouă pentru emisiune. Dacă îi spunem de seară ce am vrea să difuzăm a doua zi și dânsa să ne monteze. O luăm part-time aici. Hai să ascultăm un vlogger, că altfel nu putem să-i spunem, din Suceava, care ține un discurs în legătură cu faptul că ninge și să vedeți ce au putut să-i facă ăstuia, ce a început să facă omul. Eu cred că-i dă în judecată. Da, mi se pare... Păi e o compromis imagine. Da. Hai să vedem. Imagini din Suceava, vloggerul care povestește ce se întâmplă în jur. Hei, salut, dragi prieteni, a revenit cu un nou videoclip. Vreau să vă spun că a venit iarna. Uf, doamne, ce frumos, de când așteptam eu iarna. Nu mai este mult și vine și ziua mea pe 6 decembrie, scuzați. Pe 6 decembrie este ziua mea. De Nicolae, 6 decembrie, Nicolae, așa mă cheamă și pe mine Nicolae. E super, super, chiar super, tați aici ce zăpadă moale, de când așteptam să fie zăpadă așa de moale. Ah, na 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 na, na 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 na, zăpadă da, la Suceava da, zăpadă, zăpadă la Suceava da. Hai, 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 hai cu zăpanda la Suceava, na 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 na, măi măi. Super! De când așteptam, vine în data 1 decembrie, da, și pe aceea vine vorbind, data și sincer vorbind, ascultându-l, sincer, Radu, mi-aduce aminte de Cosma, de băiatul Cosma, cum îl cheamă? Cosma, no, și mai cum? Mircea Cosma, Vlăduț. Tatăl, fisul cum e? Vlăduț. Vlăduț Cosma. Nu, mi aduce aminte, mi se pare tot așa, în zona școlii de ajutorare. Nu. Păi de la omul ăsta am înțeles mesajul, era un mesaj de iarnă, cu specific de iarnă, transmis coerent, avea toate vorbele în grai. Da. Acum, scuze-mă, de la Vlăduț Cosma n-am înțeles. Hai să dăm și sensul pe care trebuie să-l dăm acestor imagini. Hai să vedeți acum ce se poate face. Nu, se poate face minuni, domne, cu tehnologia asta. În ziua de azi. În ziua de azi. Gândiți-vă că toți interpreții aia tot așa pe modelul ăsta devin. Ia dă-l. Artiști. Super! Super, tăți aici și zăpadă moale, de când așteptam să fie zăpadă așa de moale. Na 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 na, zăpadă da, la Suceava da. Na 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 na, zăpadă da, la Suceava da. Iarna, nu mai este mult și vine și ziua mea pe șase de stre. Da, imagini emoționante din Suceava, practic. Avem de acolo un corespondent care ne-a explicat ce se întâmplă în jur. Domne, este atât de bine prezintă starea meteo că îi văd un viitor mare. Domnul, adică da, nu știu dacă chiar în guvernul României. Bă, poate să ajungă chiar purtător de cuvânt, mă. Lasă-mă că zic eu, lasă-mă foarte pe asta. Bun, mai departe, mergem către... S-a terminat Olimpiada de iarnă. Bine că s-a terminat. În Coreea de Sud s-a terminat Olimpiada de iarnă și acum apar informații în legătură cu acele... În Coreea de Nord se va termina viața unor sportivi care n-au performat, că știi povestea clasică. Da. În Coreea de Nord e bine, ori vii cu o medalie acasă, ori mai bine nu mai vii deloc. Că... Da. A apărut o informație interesantă în legătură cu acele majorete care au făcut deliciu, da, publicului. Și deliciu partidului. Și partidului. Partidului comunist. Au apărut niște informații interesante în sensul că a venit un dezertor din Coreea de Nord și a explicat ce se întâmplă cu el. Că dezertor din Coreea de Nord, ești plătit de regimul de la Felian. Da, domnule, să vorbească lumea liberă. Dați cadru pe mine așa, să vorbim numele democrației. Tu, un dezertor. Deci,
O fostă membra a orchestrei militare, că am rămas un pic așa, din Coreea de Nord, s-a dus înspre civilizație și înspre libertate în Coreea de Sud. Având 42 de ani acum, și-a strâns tot curajul de care dispune în organismul său și a povestit care-i de fapt adevărul cu privire la aceste majorete, foarte apreciate de altfel, la și aceste jocuri. Și a spus de la obraz că sunt niște sclave sexuale în Coreea de Nord. Sunt sclavele sexuale ale Partidului Comunist în Coreea de Nord. Deci, practic, dacă poți să crezi, noi... crezi că și comuniștii au așa ceva, sclav sexual. Ei sunt împotriva exploatării omului de către om. Noi aveam impresia că ele sunt niște sclave aplaudatoare, dar ele sunt chiar niște sclave sexuale. Ca să înțelegeți că noi, uitându-ne la ele, trebuie să le privim cu oarecare condescendență. 229 de majorete sunt în acest lot de majorete, da, care, potrivit fostei membre a orchestrei militare, sunt obligate să întrețină raporturi sexuale cu șefii partidului, dar și cu niște oaspeți de onoare, adică sunt de protocol. Da. Dacă poți să crezi așa ceva, că se petrece în Coreea de Nord, unde te-ai fi așteptat să fie ceva mai multă... libertate. Fără libertate, dar așa reținere, adică nu-i vezi pe oamenii aia întreținând raportul sexual. Eu nu știam că e legal în Coreea de Nord. Nu știam cum se multiplică nordcoreenii. Da. Eu credeam că, nu știu, diviziune celulară, ceva de genul ăsta. Adică îi vezi tu făcând așa ceva? Nu, văd acolo făcută o comisie de anchetă, trebuie nu, dar văd aici făcută o comisie de anchetă. Eu nu știu Partidul Social Democrat ce păzește, dar nu înființează acum o comisie de anchetă. Doamna Viorica Dăncilă, de ce nu se ocupă și de drama acestor femei? De că ce multe nu intervine? Dintre ele au mămicuțe, da, care plâng după ele. Erau mămici. Ce, pentru că nu sunt român, nu trebuie să intervină PSD-ul să le salveze? Da, trebuie, da, o comisie că comună e un pic de roșu acolo. De anchetă, da. Camera Deputaților plus Senat, mai dați o funcție de președinte, lămurim problema. În schimb, o văd intervenind pe doamna Olguța Vasilescu, care tot timpul ține, eu am o bănuială, am o suspiciune rezonabilă în privința doamnei Olguța Vasilescu, care ce a apărut astăzi, dând de înțeles că o luăm de la capăt cu renunțarea la pilonul 2 de pensii. A luat-o de la capăt cu chestia asta, deci practic de unde o rezolvarăm, o luăm de la capăt cu ea. Deci stai într-o buclă. Eu am senzația în legătură cu Olguța Vasilescu, din câte vedeți, tot timpul când apare doamna Olguța Vasilescu, se discută despre pensii și întrebarea când apare legea pensiilor. Și ea nu-i chiar atât de bătrână. Și ea nu-i bătrână și ea zice, stați dumne că lucrăm acum la ea. Eu cred că ea poate fi rezolvată foarte ușor legea pensiilor, dar după aia cine mai vorbește la televizor, doamna Olguța Vasilescu. Mi se pare că ea ține legea pensiilor într-un oarecare șac și într-un oarecare perspectivă permanentă, tocmai în sensul că, bă, hai să o dăm pe doamna asta, sau hai să o sunăm, e un motiv de vorbă pe care o are doamna Vasilescu. Nu știu, dar Vasilescu, acum ce motiv de dialog poți avea cu doamna Vasilescu sau nu, dar având în vedere modul în care decurge discursul său public, eu cred că cea mai mare temere a doamnei Vasilescu este să intre într-un segirator. Deci eu nu cred, eu nu văd, adică nu pot imagina varianta prin care dânsa părăsese sensul girator. Cum iese ea de acolo? Vreau cum să iese ea de acolo? Vreau să știu cum ieșim noi, cum ieșim noi din ce am intrat, o să vedem cum se vor soluționa lucrurile. Așa cum vorbim despre doamna Dăncilă, așa cum vorbeam despre doamna Dăncilă în legătură cu dânsa și prezența dânsei și așa mai departe, ea este acum într-o vizită de lucru în Republica Moldova. Și aici în țară nu mai e, e rezolvat tot. Aici a rezolvat treaba asta în Republica Moldova. Îi ajută și pe frații de peste. Și acum eu vă întreb, l-am văzut zilele trecute pe Trudeau într-o vizită în India. Și hai să-l vedem cum s-a comportat domnul Trudeau în vizita din India. Pentru că a avut un comportament specific locului. Hai să-l vedem, iată, în prima ipostază a domnului Trudeau în India. Mie nu-mi place nici de Trudeau. Fii atent cum n-ar trebui cumva și doamna Dăncilă să se adapteze la locul, pentru și că e premier. Să se bage un pic de vodcă. În Republica Moldova se comporte ca știi moldoveni. Știi cum se spune whisky-ul lui la Chișinău? Dimpotrivă. Whisky. Whisky. Da? Bun, eu știi, hai că am făcut o afirmație periculoasă pentru internet, că știi că domnul Trudeau e erou da. Internetului. Mie nu-mi place, mi se pare prea comercial. Joacă în filme, hai să-l vedem pe Trudeau, se costumează. Dar sunt în India. Deci asta e dansul din India al domnului Trudeau. Ei, ideea este că mi-ar plăcea să văd, cum ar fi să o vedem și pe doamna Dăncilă, dar sunt în vizită pe unde este. Și toată lumea a argumentat treaba asta și, domnule, în momentul când merge economia așa cum merge în Canada, sigur că omul își permite să danseze, să facă ca toate alea, ca toate visele și așa mai. Bă, dar acum ce ar trebui să facem noi? Că la noi merge prost treaba, ce să faci? Să plângă să doamna Dăncilă pe unde merge? Ia să uită-l. Bocească, domne! Ia uite-l pe Trudeau dansând să în India. Să se dechizeze în bocitoare, ar trebui doamna Dăncilă. Să ne trezim așa cu vreun oficial român în vizită cu vreo țară. Să ne trezim cu el făcând așa, uite-l. Uite-l. Bam, bam, ia uite-l. Uite ce punjabi este domnul Trudeau. O bucurie, o prezență emoționantă, domnul Trudeau.
Cam circar așa. Circar în sensul bun al cuvântului. Mi se pare așa foarte circar, adică nu știe ce să mai are să-și pună pene, fără nicio legătură cu discuția despre domnul Emmanuel Macron. Domnul Trudeau nu știe ce să mai facă, să fie un pic așa vedetă. Dânsul ar fi vrut să fie o starletă. Mie nu-mi place din alt motiv, hai că spun adevărul, fac eu momentul adevărului. Păi mă enervează că e băiatul tatălui său. Adică, după ce a fost taică tu premier în Canada, vii și tu premier în Canada, am înțeles, ești de o competență, ești din comun. Dar cum a rămas competența asta politică în familia Trudeau, mie mi-amintește de familia Cosma. Na, că și acolo s-a moștenit. Mie nu-mi plac moștenitori ăștia profesionali. Profesioniști de meserie, moștenitori. Da. Dar despre Trudeau se vorbea că e și băiatul lui Fidel Castro. Acum nu știu cine e tatăl, mă rog, în fine, așa. Dar ideea... ce, Fidel Castro e măsa sau cum? Mă, ideea este că am reușit să rezolvăm treaba asta cu Eurovisionul. Cum ne prezentăm noi în alte țări, da? Da. Ne prezentăm cu tot timpul cu o melodie. Dar asta anul ăsta se numește melodia Goodbye. Nu mi se pare o melodie Goodbye sinceră. Eurovision ar trebui Goodbye să numească. Goodbye se numește piesa cu care... Dar ce mi s-a părut interesant această poză de la TVR, în care oamenii de la TVR au și în direct și în eroare simultan. Dar haideți să vă spun de ce se întâmplă chestia asta, că până la urmă poza era sinceră, pentru că vedeți că reloare scrie pe Dragoș Pătraru și niciodată nu e în direct. Știi? Și atunci s-au gândit, bă, noi suntem în direct, dar Dragoș Pătraru nu poate să fie împreună cu noi în direct. Scrie pe fața lui reloare. Și atunci scriem acolo reloare și am terminat povestea. Cu TVR-ul mă aștept să scrie orice. Deci TVR-ul poate să facă un gest frumos și în loc să mai facă emisiuni politice, să pună Mira pe post. Ar fi un serviciu public. Ar fi un serviciu public. Bine, asta este emisiunea de astăzi. Vom vedea cum vor decurge lucrurile în privința lui Codruței Chioveși. Da și a lui Codruț Olaru, da și a lui Codruț Marte, adică toți codruții din țara asta ar trebui într-un fel să fie așa de interes, că nu există codruți și codruți. Dar nu mai avem și alt codruț, mai e Codruț Chegeș sau cine l-a dezbrăcat. Codruț Sereș mai era. Codruț Sereș. Sunt atâția codruți. Dacă aveți codruți, trimiteți-i pe pagina de Facebook a emisiunii. Bună România oficial. Da. Așteptăm codruții dumneavoastră. Codruții lor i-am văzut deja. Hai să plecăm, să lăsăm pe Silviu Mănăstire. Are dosar de politician. Noi avem emisiune de la 6:30 mâine. Indiferent ce se întâmplă, indiferent de vreme, de viscol, de 6:30 aici suntem. Să aveți o Românie bună în continuare. Toate cele bune.